Assalamu alaikum. Salutări, dragii mei, vă salut cu drag pe toți. V-am promis și am făcut tot posibilul să intru și astăzi live. E a doua zi consecutivă în care intrăm live, pentru că v-am promis că astăzi o să vă răspund la mai multe întrebări. Așadar, aveți secțiune de întrebări aici jos. Dați drumul la întrebări acolo, scrieți ce vreți voi, ce curiozități aveți. În fix o zi o să lansăm piesa cea nouă, mai puțin de 24 de ore. Dar ca să aflați detalii despre piesa nouă, trebuie să intrați la mine pe Instagram. Doar de aici puteți să aflați dacă vreți să vedeți piesa. Așadar, o să trebuiască să intrați la mine pe Instagram mâine, în mai puțin de 24 de ore. Nu vă zic încă ora exactă. Și o să vedeți piesa. O să pun o postare legată de treaba asta. Așadar, bine v-am găsit pe toți. Văd că deja ați început să puneți întrebări. Mă bucur foarte tare. O să răspund imediat la ele. Assalamu alaikum, ayyuhal ikhwa. Shukran kathir an ijitu hon. Ba'd fi bas yawm wa laha na'mel release ala al-ghaniya al-jadida ya ruhi. In sha Allah bukra laha tshuf al-ghaniya. One day left. Yes, ya Abdullah Qasim. One day. I have right here the song. On my laptop, and I'm so happy that you will see tomorrow the new song. Don't listen too much. Hello everyone, don't forget to share this broadcast to your friends here on Instagram, and don't forget to follow me if you didn't follow me yet. Anahit, don't speak Armenian, speak English. Can't wait for Yaruhi music video. Yes, it will be so beautiful. I promise. Spoilers. You have spoilers on my Instagram profile. Wa alaikum Turkiya. Wa alaikum. Ce faceți voi, dragii mei? De ce nu mai faci live? Pentru că am zis să intru pe Instagram. Prefer să intru pe Instagram decât să intru pe Bigo, pentru că momentan lansăm și noi piesa, e frumos. Ăla e, gata, ajunge. Nu vă mai arăt. Punem o melodie pe fundal. Punem ceva, ce ne apare prima oară pe YouTube-ia. Știu. Asta a apărut prima oară pe YouTube, asta a dat drumul. Haideți să îi dăm drumul la întrebări. Nu o să mai citesc comentarii, o să citesc doar întrebările care apar, bine? Scrieți întrebări acolo cu toții, o să citesc doar întrebări. Everyone, I will start the Q&A right now, so if you have a question, just type it here on the option down below. I will not read comments anymore, because I want to read the questions. Leonard XX 14 întreabă când e ziua ta. Ziua mea este toamna. Într-o zi frumoasă de toamnă, în mijlocul acestui anotimp, pe 20 octombrie mai exact. Deci 20 octombrie. Și m-am născut în 2000. Asta așa sunt plus, nu știu dacă ai vrut să știi și anul. Ce vrei despre cariera de armată și poliție? Mai să știi că e frumos. Eu am colegi la liceu care merg în armată și mi se pare o meserie mișto, mai ales pentru viitor. Adică te pensionezi boss la 40 ceva de ani, stai relax după aia, treci bătrânețea liniștit cu o pensie foarte frumoasă, cel puțin așa am auzit. Dar da, oricum sunt pasionat de poliție, bine, nu asta de la noi, mă uit la seriale polițiste pe Netflix, la astea. Poți cânta puțin Yaruhi, păi... Am pus Yaruhi mai devreme, gata că m-am cântat destul. Am pus și videouri și o să ajunge să le montați ca pe un puzzle și văd că urcă cineva piesa înaintea mea. O găsiți pe canalul de YouTube Kid Music. Teodora, vine cu o întrebare foarte mișto. Cum ți-a venit ideea de a te apuca de muzică? Mă bucur foarte tare să cred că nu am fost printre cei care a trebuit să-și dea seama foarte târziu că sunt bun pentru muzică sau, mă rog, pentru orice meserie. Am crescut cu ea și m-am bucurat de chestia asta și n-am deviat deloc de la drum. Când eram mic am avut o tentativă de gimnastică, de ceva, dar m-am lăsat în două zile.
Și bineînțeles că mi-a plăcut muzica din totdeauna și era evident, adică era pe fața mea, nu a fost o idee. Nu a fost o idee. Și încă lucrez să o fac la cel mai înalt nivel, nu sunt încă profi. Lorena mă întreabă dacă sunt pregătit de bac și n-o să răspund pentru că știe și ea că sunt și că iau pe puțin 7. Mă rog, iau cât să trec, chiar nu mă interesează nota. Ale bici ya samari habibi wallah alhamdulillah. Inta kifak? Maia Tocaciu întreabă ceea ce vrea să mă fac când voi fi mare. Dragii mei, puteți să-i răspundeți voi în comentarii, Maiei? Ia scrieți acolo. Românii care au înțeles întrebarea asta, scrieți acolo în comentarii. Ce vreau să mă fac când voi fi mare? Lidia, ia spuneți-mi. Ia scrieți, Lavinia, ia scrieți. Să-i răspunde Maiei. Ce vreau să mă fac când o să mă fac mare? Ia spuneți. Știe cineva să-i răspundă? Maiei? Nu polițist, greșit. Ia mai spune, mai încearcă. În 2000, Ioana. Mai încearcă. Profesor, de ce? Mă rog. Bravo, uite, Lorena a știut. Mai ai primit răspunsul de la Lorena acolo în comentarii. Pun această întrebare pentru că este un compliment și îmi place să fiu complimentat, dragii mei. Ești cel mai tare cântăreț, știu că nu e o întrebare, foarte bine. E bine că ai realizat. Mulțumesc din toată inima, Iaric, Alexandruța, mersi frumos. Să vedem ce mai avem de aici. Când vei mai face concursuri, întreabă Mara. Păi, nu știu, chiar aș vrea să mă gândesc să facem un giveaway cu prilejul lansării Aruhei, dar nu știu încă ce, mă gândesc. Nu e timpul pierdut. De ce te-ai apucat de muzică în arabă sau în ce limbă e, pentru că nu o cunosc? Da, e arabă, te-ai prins. Și m-am apucat de muzică arabească pentru că am crescut cu muzica asta și am evitat-o, adică prima oară când am cântat o melodie arabească, mă rog, a fost acum 6 ani când am apărut prima oară la TV. Înainte cântam multe piese românești, găsiți la mine pe canalul de YouTube, găsiți acolo prestații din festivaluri, mă duceam peste tot, mă rog, eram în formare și altceva nu ți se oferă în țara asta ca și copil să te formezi. Și festivalurile sunt calea, dai bani acolo, vreo, nu mai știu cât dădeam, 2-3 milioane pe festival, plus ce mâncai acolo, adică dădeai vreo 10 pe zi. Mai ales dacă era în afara Bucureștiului, sărea prețul de 15 milioane și te bucurai de experiență și de o cupă din aia cumpărată din Dragon. Încă le-am, cupele alea, oricât de plastifiate sunt ele, sunt o binecuvântare pentru că reprezintă trecutul meu și o să le păstrez toată viața. Say hi from Indonesia. Akuchinta kamu, my dear friends from Indonesia. Love you a lot. Thank you. Enthusiasts of the new song. Yes, I'm so happy because I will release the new song tomorrow. You need to be ready on my Instagram account. Without my Instagram account, you will not see any song. I assure you. You cannot see any song. So be ready. Thank you very much, Ahmad. For the question. La 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 la. În ce oraș locuiești? În București, Leonard. Ia să mai vedem. Cu ce media ai terminat? Sunteți gata să vă spun media mea, dragii mei? Nu cred că sunteți gata. Trebuie să fiți mai pregătiți. Vreau să scrie lumea aici. Scrieți-mi, vă rog frumos, dacă sunteți gata. Să vă spun cu ce media am terminat. Justina, Dienuta, Lidia, ia spuneți acolo, sunteți gata să vă spun cu ce medie am terminat anul? Lari, ești pe aproape? 9,08. Na, că nici Cristina n-a ghicit. 9,08. Asta e media cu care am terminat. Mai puneți întrebări, dragii mei, că nu mai citesc comentariile, citesc doar întrebări. Can you speak Albanian now?
To do Albania. To do a show. I'm Mitch Mandor. I'm Mitch Mandor. Alla bikoni ala bil arabi اذا فيكم تكتبوا بالانجليزي تعطوني هون سؤال بالانستغرام انه ما فيني اللغه العربيه اذا فيكم تكتبوا بالانجليزي اذا بتريدوا. Let's say hi to anything for your Indian fans. My Indian fans, you are a lot and I'm so happy because I have you. Thank you very much for being here and be ready for your ruhi. Are you Illuminati? No, استغفر الله. لا. De unde din Liban ești? Nu sunt din Liban, sunt din România. Tata e din Liban și a crescut, e din Beirut, are casa în Beirut. I'm sure that your Ruhi video will be amazing. Yes, I'm sure too about that. Uite, de exemplu, tu cum ador să cânti, eu ador să-mi not. E un not de 10 ani. Tu de cât timp cânti? Ce mișto mai aia. Eu cânt de tot așa, fac 11 ani în curând. Dar niciodată nu e prea devreme sau prea târziu și niciodată nu e destul. Întotdeauna învățăm lucruri din ce în ce mai mari. Dar ce vrei să dai? Vreau să mă duc la conservator. Dar parcă tot am o reținere, nu știu ce să zic cu facultatea asta, cu conservatorul. Hai încă două persoane, dați share-ul, trimiteți live-ul la prieteni. Hai să ne facem și noi peste 100, ieri ne-am făcut 120 pe live, a fost mișto de tot. Mișto de tot a fost. Am fost mișto de tot. Hai, ne facem 100 și ceva, hai să ne facem, dați share-ul, chemați-vă tovarășii. Ok, continuăm cu întrebări. Dacă aveți întrebări, scrieți aici. Apropo, ești tare și ești cel mai tare cântăreț de muzică arabească. Ai o voce super, se știe. Mersi frumos, Mirioșca. Toată dragostea pentru cuvintele astea frumoase. Ai vrea să ne întâlnim în București să facem poze etc? Why not? Bineînțeles, eu trăiesc în București și dacă mi se oferă oportunitatea să mă văd cu voi, o fac cu cel mai mare drag. Dacă mai sunteți mulți din București, faceți grupuri și ne găsim într-o zi și facem și poze și facem ce vrem. În Sibiu vei veni? Nu, n-am fost în Sibiu decât o singură dată în viața mea și am rămas cumplit impresionat de oraș, mi-a plăcut de a muri. Și am filmat acolo un clip la o piesă, la Amirati, așa se cheamă, e frumoasă, nu știu dacă o știți, o găsiți pe YouTube. Ce e important pentru voi acum e că mâine lansăm piesa nouă. Când lansez o piesă în română. N-am lansat o piesă oficială în română până acum, dar dacă vrei, intri la mine pe YouTube, pe canalul meu de YouTube și găsești acolo un playlist cu piese în română, făcut special pentru oamenii care vor să asculte cum se desfășoară vocea mea pe... Uite, și Cristian Andrada spune că vrea să ne vedem. Cu siguranță o vom face. Hai să ne vedem, măi. Faceți un grup cu toții. Adunați-vă cu toții. Să facem un meeting. De ce nu? Omar, why your eyes so good? God bless us, every one of us, with something beautiful. We need to thank God, not just for our eyes, for our hair, for our hands, for our legs. Alhamdulillah, we have beautiful things. Vila Iași, nu știu, n-am cea mai vagă idee. Să dea Dumnezeu să fie bine cu piesa asta și să ne dea Dumnezeu oportunitatea să mergem prin toată țara. Stan Colena a întrebat și ea chestia cu româna. De conservator am vorbit. Justina întreabă la ce oră se lansează piesa mâine. Dragii mei, e un mister cu piesa. Vă intrați mâine pe Instagram la mine, da? Mâine în jurul orei 11-12 intrați acolo la mine pe Instagram că o să
vedem. Oficial e că mâine lasă piesa, dar poate nu știu. Poate e o surpriză, nu știu. Poate v-am pregătit ceva. Voi știți. Dacă vreți să intrați bine, dacă nu, nu o să aflați mai nimic. Așadar, dragii mei, mâine intrați la mine pe Instagram și o să aflați detalii despre piesă. Let me be with you as live on this time, man. Ok, Sam, ok. Închidem Q&A-ul. Închidem Q&A-ul și intrăm cu lume. Mamă, ce-am făcut? I cannot press on this button so I can invite you right now. Ciprian, ia să băgăm moderatori. Minunat! Îți găsești lucruri de făcut în timpul tău liber și e minunat. Ăsta mi se pare cel mai tare invitat. Avantaj, că poți să stai cu oamenii, să vorbești, să-ți fii alături, să mai ai trofeu de la Instar, pe cum să nu? Ia asta să vi-l arăt. Ia uitați. Cum să nu l-am? L-am în cameră, în permanență. Păi de la asta am pornit și vreau să mergem și mai sus. Asta nu e cupă ca la festivalul, cum v-am povestit, e blana aia mare și frumoasă. Au, prima oară când mi l-au dat în mână, l-am scăpat din mână. Și gen l-am scăpat. A căzut pe acolo, s-a și zviriat puțin. Aici, vedeți, pe placa asta. Nu știu dacă se vede în cameră. Uitați, vedeți, e o liniuță aici. Eu am făcut linia aia. Am scăpat trofeu pentru că nu mă așteptam să fie ceva atât de greu. Eu eram obișnuit cu niște cupe foarte mici de la festivalul și când am văzut, mamă, frate, e foarte greu, e prea greu. Era prea greu și mi-a căzut, efectiv. Băiatul a intrat, ți-a dat o față frumos să se vadă pe live și a ieșit. Hai. Sandu Ștefania, ia să vorbim cu Sandu Ștefania. Cipriane, băi gata, boss, nu te mai bag altă dată. Nu înțeleg de ce ai ieșit. Hello! Hello! Ce faci? Bine. Nu vrei să ne arăți privirea? Nu. Refuzi să faci acest lucru? Da. Bine, atunci haide, te pupăm. Pa, Ștefania. Nu înțeleg. Ce mai dai cerere dacă nu ți se vede fața? Că oamenii asta vor. Să vadă oameni. Oamenii la rândul lor vor să vadă oameni. Ia să vedem. Să vedem cine mai vrea să intre. Ratu. Ia să vedem. Înțeleg, bine, nu prea merge sistemul ăsta de a intra live cu două persoane prea bine. Tot de erori, unii nu pot să intre, alții pot intra. Nu prea am înțeles. Mai niciodată. Hello. Hello! How are you? Fine. You? I cannot see your face, you know. You are blocked. I don't. I'm looking for Geldim. Geldim, sure, sure, sure. Why you are talking in Turkish? You need to talk in English. English, so our people can understand, you know. But you are blocked. I cannot see your face. You are not moving. No problem. Vă vedeți? O vedeți pe ea? Just wait a little bit because we have some technical problems, you know. Vezi cum se mișcă sau ceva? Ai ieșit. Ai, nu mai bine. Ai. Că oricum avea probleme. Ok, dragii mei. Ia să vă mai dau un spoiler mic. Unul mic de tot din Iaruhi. Și nu știu ce să zic de data lansării. Posibil mâine, posibil
Poi mâine voi veniți la mine pe Instagram, că e un mister, nu știu, oare unde e, unde e Arlofi, nu știu, unde e piesa, unde o fi, mâine o să o găsim, poate o găsim chiar mâine, dar poate căutarea va dura mai mult, poate mâine va fi lansată, poi mâine, nu știu, chiar nu știu ce și cum. Așadar, voi să fiți pe fază la mine pe Instagram, da? E musai să fiți pe fază la mine pe Instagram. Ia uzi. Ăla e, mai dăm o părticică de aici. Ăla e, mai dăm o părticică de aici. Aolo! Vă place, o să vă placă prea mult, vă promit că o să vă placă. Ia uzi. Hello everyone, tomorrow we will release the new song, Ya Ruhi. So you need to be ready and you need to be prepared for this day. But I don't know if tomorrow or the day after tomorrow. I'm not totally sure about the release day. But if you want to find the release day, just come tomorrow on my Instagram, okay? Tomorrow you need to visit my profile because I don't know if tomorrow or the day after tomorrow. This is a mystery, you know? So we need to solve this problem together. Have a beautiful day and see you tomorrow on my Instagram because we need to find a day for Ya Ruhi. I don't know if tomorrow or the day after tomorrow. Ya Ruhi, Ya Ruhi, where is Ya Ruhi? Tu te da, știi, melodia nu mai venit dare când o să fie lansată, boss. Băi, oficial e mâine, dar nu știu dacă mâine. Vedem, trebuie să intrați la mine pe Instagram că o să postez dacă mâine sau nu. Deci mâine aflați. Și tot mâine facem și un live. Așadar, dragii mei, o să vedem ce și cum. Nu știu, ori mâine, ori poi mâine. Uite, deja mi-au dat prietenii mesaj. Mi-a scris Anduța, care e aici pe live, dar n-am văzut-o, presupun. Deci nu știu, dragii mei, ori mâine, ori poi mâine, ori... Dar e frumoasă rău, pe bune. Da, e balansul ăla mare. E piesă de mașină asta, să o bagi la mașină, să dai blană. Aia. Vedem, dragii mei, așadar v-am salutat pe toți, vă pup cu drag. Everyone, don't forget, tomorrow you need to come on my Instagram profile because we need to see if we will release the song tomorrow or not. Because I don't know, it's a mystery. Ya Ruhi, tomorrow or the day after tomorrow, I don't know. I don't know, I'm sorry. Goodbye.